Luni, la începutul acestei săptămâni, noi, Mișcarea Populară Antimafie, am organizat o conferință de presă în cadrul căreia am făcut un apel către partidele unioniste să depunem efort pentru a identifica un candidat comun pentru alegerile locale în municipiul Chișinău. Și am adus argumente de ce este nevoie ca acum, în aceste alegeri locale, să facem tot ce ne stă în puteri pentru a identifica un candidat comun unionist. Da, asemenea tentative au fost și în timpul trecut între partidele unioniste, însă vreau să vă zic că ele au eșuat anume din motivul că în astfel de proiecte se implica Plahotniuc. Acum Plahotniuc nu mai este. Acum avem binomul Acum și Dodon. Iată, anume împotriva acestui binom, fără intervenția lui Plahotniuc, există șanse reale ca forțele unioniste să identifice un candidat comun și să lupte împotriva acestui binom Acum Dodon, care este contraproductiv, care este un proiect dușman împotriva viitorului românesc și european al Republicii Moldova. La această declarație apel a noastră, noi am avut un răspuns din partea Partidului Național Liberal în forma unei declarații publice. Noi am avut o confirmare din partea Partidului Popular Românesc, precum că au recepționat mesajul nostru și îl vor aborda în cadrul biroului politic al lor. De asemenea, am avut o confirmare din partea Partidului Verde Ecologist, care au și ei un potențial candidat în aceste alegeri. Celelalte partide deocamdată nu au reacționat, însă timpul ne presează. Ciobanu își face deja campanie. Noi nu putem să stăm și să ne uităm cum Dodon ocupă și municipiul Chișinău, iar acum face jocul lor. Deci, în acest context, noi, Mișcarea Populară Antimafie, mai facem o tentativă și vom face încă multe altele până nu reușim să ajungem la o soluție. Luni, la ora 11, toți liderii partidelor unioniste, așa cum sunt Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc, Partidul PUNUL, deci Uniunii Naționale, probabil, nu mai țin minte cum se numește, deci Partidul PUN, doamna Ana Guțu, Democrația Acasă, Partidul Verzilor, Partidul Uniunea Salvați Basarabia, sunteți invitați, vă invităm luni la agenția de presă Infoprim Neo la ora 11 să ne expunem toți public, deci liderii acestor partide sunt invitați să ne expunem public cu referire la eforturile de a identifica un singur candidat unionist în aceste alegeri locale pe municipiul Chișinău. Așadar, în această conferință vă rugăm chiar, poate cineva dintre noi, dumneavoastră, preiau această inițiativă, organizează negocierile și așa mai departe. Nicio problemă, noi nu ne asumăm rolul de organizatori, de primii inițiatori și așa mai departe. Noi suntem deschiși pentru a comunica, pentru a găsi o soluție, cu atât mai mult că acest lucru este posibil atunci când Plahotniuc nu se mai bagă în alte partide unioniste să tragă sfori, așa cum o făcea în trecut. Deci, luni la ora 11, la agenția Infoprim Neo, toți liderii partidelor unioniste sunt așteptați pentru a-și spune părerea despre identificarea unui singur candidat pentru alegerile în municipiul Chișinău. Vă așteptăm!